Bogdana și doamna Lucica extrem de supărate de faptul că Bogdana este în cursa de eliminare. Spunea doamna Lucica că nu înțelege ce se întâmplă, că Liviu ar trebui să fie iubit de lume pentru că știe să vorbească, știe să țină o conversație, nu e scârbos la gură și că până și domnul Puiu a spus că prezența lui Liviu aduce o stare de bine, de pozitivitate. Dar, zicea doamna Lucica, efectiv cred că Dumnezeu doarme. Bogdana, când a auzit-o că spune așa, i-a zis nu, nici chiar așa. Dar zicea Bogdana că nu știe nici ea care este treaba, de ce trebuie mereu să i se întâmple așa, că a pățit asta și în viața de zi cu zi mereu. Nu a avut niciodată, a zis, prioritate, că nu a fost ca ceilalți, nu a avut bani, nu a avut familie și de aceea i se întâmplă aceste lucruri. Am văzut că astăzi până și Daria era îngrijorată de eliminarea Bogdanei și spunea că dacă Bogdana ar fi fost din Cluj, ar fi putut să o ajute cu o locație în care să meargă să stea într-o chirie, dar așa nu are cum să o ajute.